În ultimii ani s-a simțit din ce în ce mai mult dorința omului de a se întoarce la natură, la regăsirea echilibrului personal, într-o viață sănătoasă din toate punctele de vedere. Târgul de sănătate și terapie alternativă Perfect Health, care s-a desfășurat timp de 3 zile la Ploiești, a venit în întâmpinarea celor care își doresc acest echilibru, cu informații interesante despre detoxifiere fizică și emoțională, echilibru hormonal, meloterapie, naștere naturală, dar și cursuri de yoga și nutriție și cu produse naturale. Mămica ar trebui să se informeze, asta este baza. Trebuie să știe că nașterea poate fi trăită și frumos, trebuie să știe că pentru a naște frumos trebuie să fie ea relaxată, iar face bine să scape de fricile pe care le are, iar prin informație chiar reușește să scape de frici, pentru că în momentul în care afli că corpul femeii a fost proiectat să poată să nască un copil și să poarte un copil și să alăpteze un copil, adică să-i dea toate șansele la viață, se va liniști și fricile acelea vor dispărea. În al treilea rând, ar trebui să se informeze cum este nașterea percepută de copilași, o naștere naturală versus o naștere prin cezariană. Nu recomand cezariana la alegere, pentru că cezariana nu a fost inventată decât pentru a scăpa un copil care se află în dificultate și nu se poate naște, dar cezariana nu este o modalitate de a naște.